Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon agricol. Astăzi am hotărât să vă vorbesc despre forma pomului KGB. Am avut mai multe întrebări despre această formă, destul de mulți au auzit de ea, dar nu toți au văzut, sau au întâlnit cu această formă și nu cunosc care sunt avantajele și dezavantajele acestei forme de coroană la cereș. Deci haideți astăzi să analizăm avantajele, dezavantajele și cum se formează această formă a pomului KGB. Urmăriți până la urmă, fiindcă va fi foarte interesant. Deci, în primul rând, pentru a forma o coroană, noi trebuie să plantăm, evident, un pom. Deci, am plantat un puiet de un an în pământ, în sol, și imediat îl retezăm la 40-50 de centimetri. Deci, am retezat, spre exemplu, aici, 40-50 de centimetri. Retezând la această înălțime pomul. Tulpina lui va fi de aproximativ 30-40 de cm. că dacă noi am retezat, spre exemplu, la 50 de cm, din zona aceasta de aproximativ 10-15 cm vor porni în creștere din mugurii pe care îi avem aici, vor porni în creștere niște lăstari. Spre exemplu, 4 lăstari care au pornit în creștere. Mai jos, nu avem nevoie de lăstari. Deci având 50 de cm înălțimea puietului retezat, din zona de 10-15 cm vor crește lăstarii și nou ne rămâne 35-40 de cm de tulpină. Deci tulpina este foarte joasă. Aici deja putem găsi anumite avantaje. Primul avantaj este că Zona de fructificare este foarte apropiată de sol, deci nu trebuie să ne suim, să ne urcăm în scări, să recoltăm cu platforme, fiindcă zona de fructificare este foarte joasă. Deci am obținut, spre exemplu, patru lăstari tineri care iarăși îi retezăm. Cum am mai zis la forma multilider, se retează într-un singur orizont. Găsim un lăstar care crește primul de sus și pe el îl retezăm la aproximativ 15-20 de cm. După care, în același orizont, retezăm toți lăstarii rămași. Deci așa va arăta puietul după ce am retezat. Primul lăstar de sus va avea acele 15 sau 20 de centimetri care i-am lăsat. Restul lăstarilor vor fi neapărat mai lungi fiindcă ei cresc de mai jos, dar i-am retezat la un singur orizont. Deci, având patru lăstari, spre exemplu, din fiecare lăstar, la noi au crescut uh, câte doi lăstari. Deci avem aici doi lăstari, aici doi lăstari, aici doi lăstari și aici doi lăstari. Dacă noi am forma, forma pomului multilider, care spuneam eu că, aproximativ 8 lăstari. Lăsăm în cazul în care noi avem un portaltoi de vigoare medie sau mare și în cazul în care avem un portaltoi de vigoare mică sau foarte mică 6 lăstari. Aici avem 8 lăstari pentru forma de coroană multilider este destul. Dar noi formăm KGB. Și aici noi trebuie să mai intervenim o dată cu tăieri de 15 TR, 20 de centimetri. Iarăși vedem punctul cel mai sus de creștere a acestor lăstari. Spre exemplu, acest lăstar crește, de fapt, ele dacă sunt tăiate toate într-un orizont, practic toate sunt identice. Deci, mai retezăm o dată la aproximativ 15-20 de centimetri. Și deci, având 8 lăstari retezați, noi vom obține deja 16 lăstari din același pom. Sper că voi reuși să-i desen pe toți. Deci așa va arăta acest pom. După ce am retezat, to am retezat toți, șaizpre, toți 8 lăstari, am obținut 16 lăstari pe același pom. Deci nu avem niciun lider, toți sunt lideri. Deci 16 lăstari. Anume aici, este secretul acestei forme KGB. Noi avem 16 lăstari pe o singură tulpină. Deci în primul an, hai să vedem cronologic, în cât timp noi obținem acești 16 lăstari. Primăvara noi am plantat sau toamna, nu contează, am plantat pomul. Imediat l-am retezat la 50 de centimetri. Timp de un sezon vegetativ se dezvoltă 4 lăstari. Deci a trecut un an, un sezon vegetativ. Din acești patru lăstari, primăvara îi mai o dată și obținem 8 lăstari, iarăși într-un sezon vegetativ. Deja avem 2 ani de dezvoltare. După care acești 8 lăstari, iarăși în primăvară, îi retezăm și obținem 16 lăstari în al treilea an de dezvoltare. Deci noi avem nevoie de 3 ani pentru a forma această coroană ea este deja formată. Deja noi avem forma pomului KGB. Atât. Formarea pomului s-a oprit în acești 3 ani. Cum fructifică? Deci care sunt așa zisele avantajele a formei KGB? Deci haideți să luăm ca exemplu deci doar două, doi lăstari din această coroană. Deci, spre exemplu, acești doi lăstari îi luăm ca exemplu și îi desenăm aici. Deci ce se întâmplă? Acești doi lăstari se umplă cu muguraș. Deci ei evident că au muguri pe suprafața lor. În primii ani de dezvoltare, posibil ca acești lăstari să fructifice la baza lor. Deci cam pe aici vor fructifica lăstarii noștri în primul an. În următorul an, deja aici vom obține buchete de mai. Neapărat vor fi și buchete de mai. Eu le voi desena așa mai haotic. Vă dați seama că aceștia sunt niște buchete de mai. Din aceste buchete de mai, deja noi vom obține fructele. Deci fructele se obțin de pe buchete de mai. În cazul în care la noi a pornit în creștere câțiva lăstărași din aceste șarpante, fiindcă deja sunt la șarpante, nu se lasă pentru a recolta fructele de pe acești lăstari, cum ar fi, spre exemplu, în forma pomului multilider sau tufă spaniolă. Acești lăstari sunt tăiați neapărat ori la cepuri, ori la inel. Dar rezultatul va fi același, fiindcă ori se taie la un cep scurt de aproximativ până la 5 cm, lăsând doar mugurii fructifier care sunt la bază, după recoltare acest cep se va usca, fiindcă noi n-am lăsat 20 de cm unde au rămas și muguri vegetativi, dar s-a lăsat doar 5 cm cu doar muguri fructiferi. Acești muguri vor fructifica, fructele se vor recolta și acest, lăstar, acest cep rămas fără niciun mugure, el se va usca. Ori se taie la inel. De ce se face acest lucru? Fiindcă noi nu avem nevoie de acești lăstari um, care cresc prin părți, care cresc din aceste șarpante. Noi de la nu avem nevoie. Avem nevoie doar de buchete de mai. Deci recoltăm fructele doar de pe buchete de mai. Dar ce se întâmplă? Fiindcă dacă toate aceste, toți acești lăstari vor fructifica doar din buchete de mai, evident că va fi foarte umbrit, foarte îndesită această coroană. Pentru a nu și toate aceste șarpante vor îmbătrini, se vor îngroșa foarte mult și noi vom avea foarte mult lemn gros în această coroană. Este unul la mână și doi la mână este că aceste buchete de mai se vor alungi din an ce trece, dar după câte am mai spus, de pe buchete de mai care s-au alungit acolo noi deja calitate, nu putem avea calitate de fructe. Și de aceea, pentru a întreține această formă de coroană, noi în fiecare an, începând cu al cincilea al patrulea an, trebuie să eliminăm câte doi lăstari, adică câte două șarpante. Deci cum se face acest lucru? deci noi aici avem Deci, noi aici avem 16 lăstari. Noi am format timp de 3 ani această coroană. În al patrulea an, nu așteptăm când se vor garnisi cu muguri de rod, vom culege multe fructe și apoi să începem acest ciclu de eliminare câte 2 lăstari, câte 2 șarpante. Dar începem chiar din al patrulea an, ne așteptând intrarea de plină în rod. Noi pornim un ciclu. Deci se pornește un ciclu de eliminare, de înnoire, de reînnoire a șarpantelor. Deci, spre exemplu, în acest an eu am eliminat, uite, acest lăstar, fiindcă el era mai viguros. Deci se elimină lăstarii cei mai viguroși, cei mai puternic dezvoltați. L-am tăiat la cep pe acesta, spre exemplu, și îl tai, spre exemplu, pe acesta. Iarăși la un cep. Deci, așa. Și am lăsat aici un cep și aici un cep. În anul viitor, din acești cep vor începe să se dezvolte alte șarpante, iar noi vom elimina alte două șarpante. Deci, iarăși tăiem o șarpantă și a doua șarpantă. Nu este important în care zonă noi vom tăia aceste șarpante, este important să eliminăm cele mai viguroase, cele mai dezvoltate șarpante. Deci, având 16 șarpante, eliminând în fiecare an câte două șarpante, noi timp de 8 ani vom înnoi absolut toată coroana pomului. Toate șarpantele vor fi înnoite. Deci ele nu sunt permanente. Aceste șarpante, în comparație cu multilider, cu tufă spaniolă, ele nu sunt permanente. Deoarece noi le înnoim. Ciclul se pornește din al patrulea an și nu se oprește până la sfârșitul vieții pomului. Deci, aici noi vom înnoi toate șarpantele. Care sunt încă avantajele acestei formări a coroanei? Deci, recoltarea este foarte simplă. Dacă este să recoltăm fructele de pe pomul cu axul central, atunci noi trebuie să urcăm pe scări, să urcăm pe pom, să urcăm pe platforme pentru a ajunge fructele din vârf. Dar aici, nepermițând îngroșarea, dezvoltarea prea mare a șarpantelor, ele mereu vor fi mai tinere, mai subțiri, mai fragile, mai elastice. Și, deci, noi vom îndoi, de exemplu, în cazul dat, noi tragem în jos această șarpantă și o recoltăm. Am recoltat-o și dăm drumul, și ea se ridică înapoi în poziția ei inițială. Deci, se recoltează foarte ușor. De jos, am tras spre mine un braț, o șarpantă, am pus-o sub braț, am recoltat-o și i-am dat drumul înapoi. La fel. Am luat altă șarpantă, am pus-o sub braț, am recoltat-o și am lăsat-o să crească, iarăși poziția ei inițială. Este foarte bine, foarte ușor de recoltat, foarte simplu de întreținut, sunt trei pași care trebuie de urmat. Este de eliminat la cep două șarpante în fiecare an. Este de eliminat toate aceste toți acești lăstari potențiali care vor crește din aceste șarpante. Eliminăm la cepuri mici sau la inel. Și recoltăm foarte ușor. Deci a, și a treilea lucrare care este trebuie făcută este oprirea dezvoltării a tuturor șarpantelor în fiecare an. Noi nu le permitem să crească mai mult decât înălțimea care ne o dorim noi. Spre exemplu, 3 metri sau spre exemplu, 2 metri și iarăși într-un singur orizont oprim toți, toate șarpantele. Deci iarăși numerăm. Tăiem la cep fiecare șarpantă, eliminăm toți lăstarii care cresc prin părți și menținem vigoarea pomului printr-o tăiere mecanizată sau tăiere cu forfică, dar la un singur nivel. Basta, toate lucrările. Deja irigarea, recoltarea sunt alte lucrări cele ce nu țin de formarea pomului și întreținerea coroanei. Deci v-am enumerat toate avantajele. Este foarte frumos, este foarte interesant. Foarte multe fructe pe aceste buchete de mai. Dar nu ar fi atât de bine dacă nu ar fi o problemă mare la această uh, formă a coroanei. Deci care sunt dezavantajele care din păcate uh, acoperă sau astupă toate avantajele pe care le avem aici? 10 ani în aproximativ, la noi, Republica Moldova, au venit niște profesori din Statele Unite, printre care era și domnul Lin Long, un profesor foarte renumit, care a promovat foarte mult această formă a pomului, KGB. Deci, haideți să scriu aici, KGB. A promovat foarte mult această formă a pomului și foarte mult s-au îmbolnăvit, foarte mulți și au dorit această formă, fiindcă se recoltează foarte ușor, ați văzut, se întreține foarte ușor, ați văzut Dar este o problemă la mijloc Problema este că dacă, spre exemplu, experiențele acestui profesor la el în Statele Unite au avut succes cu această formă a coroanei pomului Dacă acolo poate orele de, de lumină sunt altele, clima este altele Unghiul razelor solare până la urmă este altul, la noi totul este complet altfel, plus și pământul la noi este mai gras. Ce se întâmplă? Deci foarte mulți agricultori au pornit această formă de coroana pomului. Pe portaltoi în mare parte maxima 14, careva maxima 60, careva au îndrăznit și au încercat această formă pe portaltoiul mahaleb. Dar acolo nu s-au lăsat 16 a, șarpante, ci s-au lăsat 20-24 de șarpante, deci mult mai mult fiindcă vigoarea portaltoilului este mai mare. Și s-au făcut experiență și pe portaltoil gizela 6 5 n-am auzit și nu cred că este sens, dar și aici, chiar și pe 14 maxima și chiar și pe gizela 6 nu este atât de bine să folosim această formă a pomului. Cu care probleme s-au întâlnit agricultorii? Deci, prima și cea mai mare problemă este că la noi, în Republica Moldova, sunt foarte, foarte, ba chiar practic, nu sunt fabrici de procesare, prelucrare, procesare a fructelor. Și deci, nu au nevoie la noi în țară de fructe mărunte. La noi în țară au nevoie de fructe mari, de calibru mare pentru export, pentru alte țări. Recoltând fructele doar de pe buchete de mai, noi nici de cum nu putem obține calitate, calibru mare, noi nici de cum nu putem obține. Fiindcă dacă este să analizăm un lăstar care crește pe un pom de formă cu axul central sau un multilider sau tuf spaniolă, noi avem la baza lui muguri mai mari, așa mai rotunjori, care sunt de rod. Și aici deci avem mai mici muguri vegetativi. Aici mugurii sunt repartizați pe o lungime destul de mare, câte un muguraș pe o lungime destul de mare a ramurii și noi aici avem calitate foarte mare, deoarece fiecare fruct se hrănește dintr-un singur punct. Dintr-un singur punct se hrănește un fruct. Deci avem, de exemplu, două cireș sau Dintr-un punct avem o singură cereașă. Dar ce se întâmplă când noi recultăm toată roada doar de pe aceste buchete de mai? Deci având buchet de mai, ceea ce înseamnă cel puțin 4 și cel mult poate fi și 10 muguri care cresc dintr-un singur punct și noi aici avem foarte, foarte, foarte multe fructe de cereași și toate sunt mărunte, fiindcă ele se hrănesc dintr-un singur punct. Deci care este aici calitatea și care este aici calitatea? Este o diferență foarte mare. Deci este prima problemă cu care s-au întâlnit agricultorii. Calitatea fructelor lasă de dorit. Da, este foarte mult. Tonaj este foarte mare. 15-20 de tone la hectar și mai mult poate de fructe, dar toate mărunte. Ce se faci cu ele dacă ele nu au preț? Deci este prima problemă cu care s-au întâlnit agricultorii. A doua problemă este cu care s-au întâlnit agricultorii este că nu au studiat bine soiurile care au folosit pentru formarea acestei coroane, fiindcă sunt soiuri care cresc foarte vertical, destul de vertical, dar sunt soiuri care se apleacă foarte mult în jos, deci soiurile care au o creștere verticală foarte bine se potrivesc la această formare, iar soiurile care se apleacă se lasă în jos, deci se va deschide prea mult această coroană și nu va reuși să o adune înapoi, nu va reuși să întrețină, să mențină această formă. Deci este al doilea dezavantaj foarte mare a acestei formări a coroanei. Al treilea dezavantaj este că din cauza că noi trebuie să menținem înălțimea acestor șarpante și noi nu reușim într-un an, doi să le noim pe toate. Oricum, timp de 5-6 ani, noi deja avem destul de viguroase și groase șarpante. Ele, retezând toate vârburile, noi le provocăm foarte mult la creștere. Și deci, din fiecare, practic, buchet de mai, începe a crește acești lăstari care, de care de fapt noi nu avem nevoie. Și deci noi suntem nevoiți să eliminăm toate aceste, toți acești lăstari care cresc prin părți. Noi nu ne putem permite să îi lăsăm, fiindcă la noi este prea îndesită coroană și dacă mai avem și acești lăstari secundari, prea mult se va îndesi coroana. Deci noi trebuie să îi eliminăm neapărat toți acești lăstari. Dar ce se întâmplă atunci când noi eliminăm acești lăstari? Acești lăstari cresc evident din buchete de mai. Un buchet de mai, spre exemplu, iată aici avem un buchet de mai format din cinci muguri fructiferi și în vârf un mugure vegetativ. Din el la noi pornește în creștere un lăstar, cum ar porni de exemplu de aici. Acest buchet, aceste acești muguri de la bază de acestui buchet de mai vor fructifica, noi le vom recolta. Le vom recolta și aici deja nu va mai forma muguri de rod. Deci pe acest buchet de mai, practic el dispare acest buchet de mai. Și fructele încep să se deplaseze pe acest lăstar de un an. Iar cum am mai spus, în cazul, tufii, în cazul forme formei KGB, lăstarul de un an noi nu îl eliminăm la aproximativ 20, 15, 20 de centimetri, lăsând roada de la bază și un mugure vegetativ care va continua creșterea. Ce se elimină la aproximativ 5 cm de la bază, lăsând doar acești muguri fructiferi pentru a-i recolta. Noi am recoltat, spre exemplu, aceste fructe care au crescut din acest cep. Le-am recoltat și gata, aici nu mai avem muguri. Deci buchetul de mai s-a transformat într-o ramură mijlocie sau mică. De pe, pe ea noi am tăiat-o la cep, fiindcă așa zice această formă. Noi am recoltat acele fructe de pe acel cep acel cep se va usca și noi nu vom mai avea în acel punct nici buchet de mai, nici ramuri uh, anuale. Și deci se degarnisește practic uh, toată șarpanta. Aici nu intervenim cu incizii, fiindcă prin incizii noi nu vom obține buchete de mai sau muguri de rod, prin incizii vom obține lăstari, iar lăstari noi nu avem nevoie în această formare a pomului. Deci încă un dezavantaj foarte mare este necunoașterea soiurilor, necunoașterea creșterea acestor soiuri. Și cea mai mare problemă, cea mai importantă problemă, fiindcă dacă cu aceste probleme poate cumva noi am nimerit soiul, poate cumva noi am rezolvat problema cu noirea lăstarilor și cu aceste buchete de mai, cea mai mare problemă este Aceast, acest, ciclu de înnoire a șarpantelor. Deci, haideți să vedem. Spre exemplu, noi am, haideți să vă arăt o imagine mai bine să, o, să o vedeți. Spre exemplu, aici avem rădăcinile pomului, aici este tulpina pomului și de aici pornesc la noi acești lăstari. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haideți să lăsăm 12. Normal trebuiau să fie 16, dar nu este o problemă. Deci ei sunt toți retezați la același orizont și la noi merge ciclu de înnoire. Spre exemplu, în acest an cel mai mult s-a dezvoltat iată această șarpantă și spre exemplu iată această șarpantă. Deci aceste două șarpante trebuie eliminate la cepuri. Am luat și am eliminat această șarpantă și am eliminat această șarpantă și am lăsat niște cepuri de aproximativ 20 de centimetri care, neapărat, vor porni o creștere nouă. Ce se întâmplă în momentul acesta? Fiindcă la noi coroana este foarte umbrită, pornește în creștere, în vegetație, mugurele, atunci când este în vegetație tot pomul. Deci în afară de aceste șarpante noi avem o mulțime de frunze. Această uh, coroană a pomului este foarte îndesită și, spre exemplu, dintr-un mugure, la noi a pornit în creștere un lăsăraș tânăr, el crește, crește, se dezvoltă, dar el este umbrit de toate aceste șarpante. Și ce face un lăstar atunci când el este umbrit? El caută lumină. Deci, el nu mai poate să crească în sus, fiindcă el nu mai speră deja să mai vadă lumină, și el începe să crească în exterior, în exteriorul acestei coroane. Și aici el găsește razele solare, și el deja nu se va mai ridica înapoi. Despre această temă vom vorbi, apropo, în următorul filmuleț. El nu se va mai ridica înapoi, fiindcă el nu mai are nevoie. El a găsit lumină, el s-a dezvoltat, el începe să fructifice, el este în poziție orizontală. Ramurile în poziție orizontală fructifică. Și același lucru se întâmplă și aici. Deci el începe a crește în sus, el nu mai speră să vadă lumină și el începe a crește orizontal până ajunge la razele solare. Deci acest lucru se întâmplă cu această tufă spaniolă. Și deci dacă veți vedea imagini în internet cu această formă de coroană tufă spaniolă, -ă, mă scuzați vă rog, KGB, vorbim de KGB. Dacă veți vedea undeva în internet poze cu această formă de KGB, acești pomi foarte frumoși, verticali, plini de flori, albi, să știți că sunt primii ani de dezvoltare a acestei livezi. Sunt primii ani când noi am obținut aceste 16 șarpante și ele toate bine mersi sunt verticale, fiindcă au crescut uniform, to toți odată au crescut, toți au avut soare, toți s-au dezvoltat. Și aceste imagini noi le vedem atunci când livada este tânără. Dar în a șaptelea, a optelea, a șaselea an, situația se schimbă așa. Deci foarte mulți practic toți care au pornit forma KGB au dat o în bară. Cea mai mare problemă este această uh, imposibilitate de a întreține această formă a pomului. Dar până la urmă am găsit și soluția cum să corectăm forma acestui pom și soluția este foarte și foarte simplă este forma pomului multilider despre care am vorbit în filmulețele anterioare. Deci haideți să ștergem acest lăstar, hai spunem, să spunem să-l eliminăm acest lăstar. Eliminăm pe acesta, eliminăm pe acesta, îl eliminăm pe acesta care a fost înclinat. Deci, îl eliminăm pe acesta, îl eliminăm pe acesta și îl eliminăm pe acesta. Definitiv. Nu la cepuri ca să obținem iarăși o creștere. Definitiv. La inel dacă doriți. Și am obținut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Practic 8 șarpante despre care eu spuneam. Dacă era să avem 16 șarpante, cum în cazul dat, eliminam fiecare al doilea și noi obțineam 8 șarpante despre care eu spuneam. Și dacă în cazul KGB noi nu permitem apariția acestor lăstari uh, prin părți să crească, în cazul acesta noi impunem, obligăm pomul să dezvolte lăstari prin părți. Prin? Corect, prin incizii. Începem să facem incizii pe toată suprafața acestui lăstar. Dar și aici o mare atenție. Dacă noi avem aproximativ o lungime de, hai să zicem, 2 metri a uh, șarpantei, pe o lungime de 2 metri noi nu facem mai mult de 10 incizii. Dacă avem lungime de, 5 de 1 metru, nu mai mult de 5 incizii. Fiindcă dacă vom face prea multe incizii și ele toate vor lucra foarte bine, se va îndesi coroana între atât de mult că toți acești lăstari vor, se vor usca, se vor umbri, se vor opări și se vor usca. Și atunci vom pierde și buchetele de mai din care trebuie să apară acest lăstar și lăstare care au apărut. Despre această temă, dacă doriți, tot vom vorbi și voi da niște exemple. Deci pe o înălțime de 2 metri aproximativ facem aproximativ 10 incizii pe fiecare lăstar. Și aici noi vom obține lăstăraș despre care eu spuneam că noi colectăm fructele de pe lăstar calitativ. Acolo unde ele nu concurează prea mult, acolo unde nu se dezvoltă dintr-un singur punct noi recoltăm fructe calitative de pe acești lăstărași. La fel înălțimea, vigoarea, o menținem aceeași care ne-o dorim, 2 metri, 3 metri, nu contează. Și toate fructele le recoltăm de pe aceste ramuri și cel mai important este că aceste șarpante deja vor fi permanente. Nu le mai înnoim, nu ne mai jucăm cu KGB-ul, dar le lăsăm permanente. Deci sper că ați înțeles mesajul acestui filmuleț. Nu întotdeauna ceea ce arată frumos pe imagine în internet este aplicat foarte ușor în practică. KGB-ul, cel puțin în Republica Moldova, a demonstrat că este o formă nereușită, practic imposibil de o întreținut, se formează foarte ușor. Pare a fi foarte frumos și bine, dar v-am explicat care sunt avantajele și care sunt dezavantajele care acoperă toate avantajele enumerate anterior. Deci, eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că a fost util acest video. Vă doresc sănătate, vă mulțumesc pentru vizionare și spor la treabă!